Oameni buni, un scurt video cu realitatea din Belgia. Deci aici avem o familie unde locuiește nu departe de o fermă, să zicem așa, de porci. Deci uitați-vă diferența între această casă și celălaltă construcție, da, care este un grajd, apoi mai este un grajd și mai avem încă un grajd, da? Avem trei grajduri, unul după altul, cu o distanță de 20 de metri. Cam atât este între această casă și această construcție, unde înăuntru sunt porci, porcei, sunt scloafe, sunt vieri. Da? Aici este la prietenul meu, la Luc, în Belgia. Și vreau să vă arăt cum se prezintă situația în Europa și ce ne obligă pe noi ANSVS-ul, DSV-ul din România, să facem la noi, să păstrăm sute, mii de kilometri, mii de metri, mă scuzați. Și uitați aici, o casă, acolo bineînțeles avem alte case, da? Dar ca și în vecinătate, uitați-vă între această casă și ferma lui Luc, ce distanță este. Deci aici, în interior, sunt animale, sunt purcei, sunt scloafe, sunt vieri, la fel și partea cealaltă, mai în fața, la treilea construcție, sunt vierii de producție și laboratorul de porci. Acolo mai în față, mai în stânga, avem o altă casă. Da? Nu au oamenii kilometri de alte construcții. Ați văzut, da? Uitați-vă în coadă. 20 de metri. Deci asta vreau să arăt și eu directorului ANSVSA din România și directorilor de DSV din oricare județ din România, care ne impun nouă și vor să ne impună și ne duc la pierire pe noi ca și crescători de animale, indiferent că creștem porci sau alte animale.